Bun găsit, doamnelor și domnilor! Săptămâna aceasta a stat sub semnul unei tragedii, moartea inexplicabilă a unui copilaș în urma unei operații făcute la o clinică privată. Operație pe care unii o consideră o operație simplă. A urmat, bineînțeles, toate acele reacții șocante din partea clinicii, șocant de dur din partea clinicii, noi acuzații din partea altor pacienți, practic s-a deschis cutia Pandorei. În paralel, șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a atacat dur pe medicii din sistemul public. Secretarul de stat spune că acum, cu salariile mărite, ar trebui să stea la program și să nu mai fugă repede la clinicile private, acolo unde lucrează în paralel. O părere interesantă vine și din partea ministrului Sănătății. În cadrul unui interviu pentru ZF, doamna ministru a declarat că medicii ar trebui să se decidă dacă vor să lucreze la stat sau la privat. De exemplu, medicul care l-a operat pe băiețelul care a murit lucra la 3 spitale. Nu prindem pe nimeni care pleacă înainte de program că să meargă să opereze în altă parte sau să lucreze în altă parte, fără să fac aluzie la nimeni aici, dar dau exemple care știm că se întâmplă în unele locuri încă în țară. Nu pot să mă duc să consult în cabinetul privat când încă sunt în programul spitalului public și încă sunt acolo, în mod normal trebuie să fiu acolo. Vin la ora 8, plec la ora 4 după masa, este una, dar vin la ora 8 și plec la ora 1 sau la ora 12, nu e ok la salariul care se primește. Majorarea salariilor medicilor ar trebui să aibă și efecte în actul medical, spune secretarul de stat din Ministerul de Interne. Raed Arafat s-a declarat cel puțin dezamăgit că medicii nu respectă sistemul public și aleargă după banii de la privat. Din momentul în care noi acum plătim corect, și pot să spun corect, pentru că guvernul ce a plătit în ultima perioadă sumele care vin acum, nu mai poate nimeni să spună că plata este sub nivel. Este chiar la un nivel foarte bun. Deci noi trebuie să ne așteptăm la un comportament foarte corect, la o abordare foarte corectă a bolnavului și la un interes, atenție, la un interes egal cu ce dau unii în sectorul privat când merg acolo. Deci interesul unui medic în sectorul public acum nu mai există niciun motiv să spună că eu acolo fac, că lucrez pentru că nu primesc și nu generalizăm. E o situație, o discuție foarte delicată aceasta, dacă ai sau nu voie să îngrădești medicului dreptul la muncă, pentru că până la urmă fiecare duce cât poate. Vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Avem și alte subiecte pregătite foarte interesante, subiecte explozive. Alături de mine, doamnele Monica Tatoiu și Loret Luca, avocat, și domnul Petre Băcanu de la PNL, dar este și Cristian Băcanu de la PNL, dar care este și avocat, asta da, voiam să spun. E un aspect important și mă bucur că avem doi avocați aici în platou, pentru că sunt foarte multe chestiuni care țin de domeniul legislației și care țin de urmări. Primul dintre ele, cel legat de Sanador, pentru că, da, despre această clinică este vorba și deja nu se mai ascunde nimeni, nu e considerată nici reclamă, nici antireclamă, până la urmă, așa stau lucrurile. Cum ar trebui să privim ce s-a întâmplat în această săptămână? E vina cuiva? E o chestiune pe care trebuie să o așteptăm, să așteptăm concluziile specialiștilor? Concluzii care și ele cumva vor lăsa un gust amar, pentru că sunt foarte multe acuzații și la adresa celor din Colegiul Medicilor că nu se implică îndeajuns. Cum să abordăm? Din punctul meu de vedere, specialiștii sunt primii care trebuie să pronunțe o concluzie, pentru că uman, privind lucrurile, ne afectează pe toți decesul unui copil. Însă trebuie văzut dacă într-adevăr a fost o culpă medicală, dacă nu cumva organismul micuțului n-a rezistat, dacă nu cumva a fost o culpă a personalului auxiliar, nu neapărat a medicilor, pentru că medicul efectuează o intervenție chirurgicală, supraveghează în măsura în care deleagă, dacă vreți, atribute pentru activitățile secundare personalului sanitar auxiliar. Și atunci nu cred că putem imputa
medicului o greșeală, o eroare, o gafă făcută de către un asistent sau poate, cine știe, un infirmier care nu a reacționat corespunzător. Însă până la emite considerațiuni de valoare în orice domeniu, trebuie să ascultăm părerea specialiștilor, trebuie verificată atât din punct de vedere medical cât și juridic expertiza necropsiei pe care o vor emite specialiștii de la Mina Minovici și ulterior, evident, dacă se vor descoperi culpe sau, mă rog, intenții, deși nu cred că poate fi vorba de intenție în acest domeniu, dacă se va descoperi culpa cuiva, da, va trebui să răspundă. Pentru că este drept, cine nu muncește nu greșește, spunea distinsul meu coleg, însă una e să greșești atunci când obiectul muncii tale este un obiect material, un obiect care nu produce drame și alta e să greșești atunci când e vorba de viața omului. Legislația vizând activitatea medicilor, eu spun că este suficient de permisivă, de controlată, nimeni nu ia dreptul la muncă medicului, însă medicul trebuie să aibă parte de acea autocenzură. Lucrez la atâtea clinici, atâtea cabinete medicale, la câte pot să desfășor activitatea cu dăruire, cu seriozitate și cu timpul necesar efectuării actului medical. Am pus aici cumva punctul pe i, dar pe un subiect foarte delicat și care are într-adevăr și o componentă politică, vrem nu vrem. Pentru că, da, Ministrul Sănătății este și dumneavoastră un politic, a avut curajul să spună un lucru de care mulți se feresc. Dom'le, ar trebui să ne hotărâm în câte locuri poți să lucrezi. Poți să lucrezi la 3 spitale? Mai ești în stare ca medic după o gardă, după alte 2 clinici la care lucrezi și ai colaborări și cu altele, cabinetul propriu. Mai ești în stare să operezi? E o întrebare legitimă până la urmă. Da, e o întrebare legitimă. Acum, sigur, nu am o opinie cu privire la modul în care își desfășoară activitatea ca timp vorbind medicii. Știu că ei sunt foarte nemulțumiți de faptul că stau și pe uneori 36 sau poate spre 40 de ore în gardă. Adică vin dimineața și pleacă a doua zi seara. Și după aia mai merg încă la vreo 3 clinici. Nu știu dacă neapărat lucrurile sunt așa. Gărzile nu sunt obligatorii. Gărzile nu sunt plătite. Păi da, e normal să fie plătite, dar cred că atunci când sunt rezidenți sunt obligatorii, așa era într-o vreme, nu mai știu cum e acum. Și au și limitat acum numărul. Da. Au limitat numărul de fapt, gărzi. Pentru bani. În fine, cert e un lucru, că până la urmă e necesar cumva ca fiecare medic să-și dea seama cât poate duce. Exact. Unii poate au capacitate mai mare de muncă, unii poate au capacitate mai mică de muncă. Dar eu altceva vreau să vă spun. Este tragic ce s-a întâmplat într-o instituție care se dorește a fi probabil de elita sănătății românești. Cu siguranță toată lumea e revoltată pentru că e vorba despre un spital privat, pentru că e vorba de un bebeluș și sunt convins că lucrurile vor ajunge la o anumită finalitate din punct de vedere juridic, ceea ce sigur nu-i va împăca niciodată pe părinții care și-au pierdut copilul. Și au apărut și alte cazuri, asta e problema. Și urmează să mai apară. Și vor mai apărea și e inevitabil pentru că până la urmă și în aceste clinici se întâmplă lucruri, nu? Da, e normal. Exact. Medicii... Ce spuneam eu mai devreme este că, într-adevăr, cine nu muncește nu greșește în pauză, dar cred că ar trebui să fie niște protocoale și sunt convins că există niște protocoale care sunt destinate să remedieze o greșeală înainte ca această greșeală să se transforme într-o catastrofă. Iarăși, nu mă pricep la sănătate, însă probabil că dacă cineva a greșit, nu știu cine a făcut-o, acea persoană va răspunde în fața legii. Lăsând asta la o parte, eu vreau să atrag atenția, în calitate de membru al Partidului Național Liberal, dar și ca avocat care a văzut niște lucruri, că noi avem o problemă uriașă în domeniul sănătății. L-auzeam pe domnul Arafat puțin mai devreme cu acea poziție pe care eu consider ca fiind socialistă, domnule, să impunem medicilor cât să muncească, câte ore, să normăm totul, ca așa știu ei să facă. Și l-aș întreba pe domnul Arafat ce poziție are, de exemplu, cu privire la bebelușii care au murit la Suceava în 2016, dacă nu mă înșeală memoria, în februarie, infectați de piocianic. Deci niște copii sănătoși care s-au născut acolo, au plecat acasă
și au făcut meningită cu piocenic. A fost un scandal imens, s-a sesizat avocatul poporului. Dosarul este, vreau să vă spun, și astăzi la parchet. Nu e nimeni trimis în judecată, nu avem o persoană care să fie vinovată. Pornind de aici mai departe, ne dăm seama că noi, de fapt, avem o problemă uriașă în sistemul public de sănătate, despre care se vorbește mult prea puțin. Cred că avem mii de oameni care sunt infectați sau care mor în spitalele publice. Haideți să ne întrebăm de ce se duc oamenii în spitalele private. De asta s-a dus familia. În realitatea, știți care este? Că spitalele private, spuneam mai devreme, că se doresc a fi unități de elită. În realitatea este că nu sunt unități de elită. Pentru că nu pot beneficia de aceeași finanțare pe care o au cei din public. Eu nu lăsați că salarii ce plătești pentru o operație în privat Tatoriu, e mai mult decât afară. Mă lăsați să termin. Vă rog, lăsați-mă să termin. Da, păi asta. Nu, au la bani. Dar lăsați-mă, domnul Tatoriu, să termin ca să ajung la o finalitate. Da? Nu pot accesa de cele mai multe ori sumele pe care accesează spitalele din public de la casă. Asta vreau să spun. La asta mă referam cu finanțare. Pentru că e vorba și de investiții, nu? Că trebuie să investești. În fine, vedem că, de exemplu, spitalele private din România nu au, de multe ori, liniile de gardă pe care le au cei din public, nu au capacitatea. Nu le au deloc. Nu le au deloc, da? De exemplu, băiețelul meu și-a spart bărbia într-o duminică la ora 4, n-am găsit niciun spital privat unde să aibă un chirurg, nu zic un plastician. Bun, și atunci ne punem întrebarea, de ce se duc toți părinții să nască, să-și opereze copiii, să se opereze pe ei, cei care au posibilitatea financiară în privat? De bine ce le fi în public? Domnul Arafat, doamna ministru, e bine în public? Asta îi întreb eu pe dumnealor. Că știți, venim și arătăm cu degetul. Și asta, haideți să vedem ce s-a întâmplat la colectiv. Da. Ce a făcut domnul Arafat după colectiv? Vom vorbi și despre asta. Haideți să lămurim apropo de diferența dintre sistemul public și privat. În momentul în care tu naști la privat și se întâmplă ceva, se mai întâmplă, nu? Într-un anumit procent. Ei îți spun de la început, chemăm smurdu sau 112 și vă ducem la stat. Da. Nu e au capacitatea, niciun fel de spital nu are capacitatea să... Pentru că domnul Arafat a avut grijă ca sistemul de urgență să fie numai public sub mâna lui de fier. Dar stați o secundă. Dar nu sunt de acord. Credeți că a fost asumată chestiunea asta? Eu nu. Eu adică... când... Ascultați-mă mine. Domnul Arafat vrea să fie stat în stat pe urgență. Și vedem ce se întâmplă. Nu-mi place de domnul Arafat și nu mă calcă pe mine. Bun, acum nu ne place, dar să fie așa. Nu, așa e. Din punctul meu de vedere... Adică un spital a avut posibilitatea, deci, un spital privat ar avea posibilitatea să aibă și linie de urgențe și nu are din cauza domnului Arafat? Țineți minte ce s-a întâmplat la colectiv. Nu, exclus. La colectiv era sistem privat de intervenție. Nu i-a lăsat să intervină. Așa este. Nu i-a lăsat să intervină. Și se va afla asta în momentul când se va finaliza procesul colectiv. Într-adevăr, la colectiv s-a întâmplat altceva. Nu au fost lăsați nici măcar să plece în străinătate. Puteau să fie operați. Au fost întoarse ambulanțele. Deci ambulanțele private au fost întoarse. Ambulanțele private știu foarte bine. Au fost întoarse până au venit ambulanțele. Da, în sfârșit, fiecare cu interesele lui. Dar să revenim. Exact ca la privatizarea căilor ferate în Anglia, care a dus la foarte multe accidente, trebuie să gândim și din punctul ăsta de vedere. Mediul privat trebuie să facă profit. Acolo sunt niște bani, nu sunt bani de la casă. Că acolo a fost DNA-ul pentru o chestie de 300.000 de euro, fake pacienți și așa mai departe. Tot la acel spital. Acum vreo câteva luni. Deci, nu-i căinați. Dar, în dorința de profit, vorba lui Marx, câteodată mai taie, pentru că copilul ăsta a fost ținut la ATI 30 de minute. Cât trebuia să fie ținut? Nu știu, oricum. Medicii. Deci eu am vorbit cu medici din sistemul de stat, public, 2-3 ore. ATI-ul e scump. Vedeți că până la urmă ajungem la ceea ce spuneam mai devreme. Calitatea omului primează calității serviciului. Dacă medicul, asistenta, chiar și infirmiera, au dăruire pentru profesia lor, își fac meseria cu interes și cu implicare, lucrurile stau cu totul altfel. Dacă se merge pe principiul de că merge ca la banda de șaibe, atunci da, avem astfel de rezultate. Indiferent dacă e în sistem privat sau în sistem public, medicul trebuie să fie cel care a depus acel jurământ al lui Hipocrate, cel care își dă și sufletul pentru pacientul lui. Dacă medicul tratează pacientul ca pe un sac de cartofi,
iertați în comparația, se ajunge la astfel de situații. Dar nu poate, doamne. Tatăl meu a fost cardiolog și l-am văzut resuscitând pacienți. Și s-a chinuit și după care a tras aia pe asta și a zis la morgă cu el că nu s-a putut. Și l-am întrebat, tata, cum poți să fii atât de insensibil? Și a spus, dacă am pune suflet, cum ziceți dumneavoastră, la sutele de pacienți pe zi, am ajunge la psihiatrie. Deci, totuși, pacientul este obiectul muncii doctorului, așa cum mașina este obiectul muncii mecanicului auto. Nu putem să tratăm diferit. Chiar și așa, chiar dacă încerci să te rupi de toate dramele prin care trec pacienții tăi, nu ai cum să fii insensibil, nu ai cum să spui, domne, ar trebui să stea 3 ore, dau un exemplu, nu știu dacă a fost așa, ar trebui să stea 3 ore, dar... Vin 10 minute că ajunge. 10 minute, lasă, e ok. Dacă protocolul spune asta... Nu știu cum e protocolul în spitale. Știu că, de exemplu, la operație de apendicită, la spitalul de stat, te ține 2-3 ore. Acum, depinde și ce bagă în tine. Că și asta costă. Depinde și de operație, pentru că și acea operație poate fi banală, să nu există nicio complicație. Nu, și la operație banală poți să mori. Păi asta spun, depinde de organismul omului, depinde de... Păi aceasta este considerată de către unii o operație banală. Da, ca și apendicita. Extragerea apendicelui. Dar încă o dată să ne gândim. Primul comunicat de la medicină legală spune următorul lucru. Pentru noi ăștia profanii, ca sângerat, până a ajuns să intre în strop cardiorespirator. Înseamnă că un vas de sânge... L-am întrebat pe un chirurg. Dom'le, cum se poate întâmpla, da? Eu de ce n-am murit și mi-am pus proteză? Pentru că a zis așa, procedura de închidere este o cauterizare, nu știu cum se întâmplă, și în momentul în care este închis, sau se poate întâmpla, din greșeală, să înțepi un vas care gaura nu e mare. Asta nu e malpraxis, exact. Ce spuneți dumneavoastră, dacă a fost înțepat un vas? Este procentul ăla, se poate, nu e malpraxis. A scăpat acum, n-ai văzut. Mi-a explicat un chirurg că e în spate aici, unde poate e. Poate fi o înțepătură invizibilă. Se numește vasul morții. Dacă ăla e înțepat, nu poate să intervină. Și l-am întrebat, care e procentul de morți? 100%. Și deci, până la urmă, medicii nu sunt Dumnezei. Păi asta e. Dar spunea mama copilului că acesta se simțea rău după operație, transpira, era livid, am cerut ca medicii să intervină, îi spuneau că e normal. Noi am cerut să aici e ce spune doamna. Da. Și au spus că este normal să stăm liniștiți. Copilul arată deci, rău, se simte rău și medicii spun că e normal. În mod normal, greu să după operație și mi-a spus și un... am stat mai de vorbă cu mai mulți chirurgi, mi-a spus așa, post-operatoriu, după ce te scoate din ATI, odată la o oră, două, vine și îți face hemograma, dacă vede că hemograma arată pierdere... Da, pentru că până la urmă fiecare organism reacționează altfel la... Cred că discuția e mult mai mare și cred că noi trebuie să ne întoarcem la sistemul medical din România. Uitați, vreau să dau un exemplu. Acum 12-13 ani m-am împrietenit cu un medic, suntem prieteni foarte buni și astăzi, chiar dacă ne vedem mult mai rar, care la momentul respectiv era chirurg la un spital din România. După un timp a plecat din România și s-a dus să lucreze în Marea Britanie, pentru că spunea el, eu nu pot să trăiesc din șpagă. Așa au funcționat lucrurile atunci. Da. După vreo 2-3 ani m-am dus și l-am vizitat. Și mi-a povestit el ce diferență de abordare era între ce se întâmplă în România în perioada de rezidențiat și ce se întâmplă în Marea Britanie, unde el a plecat ca și rezident. Vreau să vă spun că diferențele pe care mi le-a povestit pe mine m-au șocat. Adică dacă în România rezidentul punea mâna pe bisturiu și pe ac și intra în operație ca mână 1, numai dacă era vreo bubă ceva, altfel stătea și se uita și stătea pe lângă un profesor care îi spunea hai mai dă-te mai încolo și nu știu ce, în Marea Britanie lucrurile nu erau așa. Adică acolo rezidentul era format în mod activ, în sala de operații. Asta îmi spunea prietenul meu, iarăși, eu nefiind specialist în medicină. Pe urmă, l-am văzut pe el cum acționa. Deci el se trezea dimineața în Marea Britanie, se ducea la spital, se întorcea pe la 4 acasă, punea mâna pe carte și citea până la ora 7. Ceea ce în România nu făcea niciodată. Dar acolo era inadmisibil. Păi și ce îl împiedica, totuși, să citească? Păi, în România,
N-avea bani să-și cumpere cărți. Asta era o problemă. N-avea bani să-și cumpere cărțile, pe de-o parte. Deci vreau să spun că el în România dădea mai mult pe chirie decât dădea pe salariul lui de rezident. Ok, atunci n-ați răspuns la întrebare. Bun. Pe de-o parte. Pe de altă parte, în România nu conta dacă citea sau nu. Adică, oricum, nu intra în sala de operație. Nu era motivat să o facă. Poate ar trebui să întrebați medicii care au plecat din România, nu știu, poate o instituție de medie ar fi interesant să facă o emisiune cu medici care au plecat, au lucrat în România 5-10 ani și apoi au lucrat în altă parte 5-10 ani, fie că au lucrat în Statele Unite sau în Marea Britanie. Să vedem care sunt diferențele. Haideți să vedem ce se întâmplă la medicină, la facultăți, cum se intră. Aici nu, aici nu. În care se intră, aici vă spun greșit. Din studenți, aici greșiți, vă spun ceva. Vin studenți anul 1, 2, 3, așa, din Canada, din Marea Britanie, din Germania, pentru că este încă unul din puținele locuri din lume. Vă spun că... Doamne, deci, eu vreau să vă spun că am lasă de la început din facultate de să pună... Care să învațe nu, o zi. Nu vorbiți n-au în cunoștință făcut... de cauză. Vă vorbesc în cunoștință de cauză. Aveau părinți profesori la acea facultate. Nu, eu vă spun ceva. Haideți, doamne, ce nu au voie în străinătate poate să pună mâna pe pacient. Care... Nu au voie. Poate că sunt lucruri. Aici au voie. Sunt nenumărate spitale. Eu îmi permit să vă spun altceva și o să vă rog să mă îngădiți să contracarez exemplu dat de distinsul meu coleg de platou, o tânără rezidentă plecată din România, cunoștință apropiată, într-o țară nordică, acolo unde, ca rezident, nu avea dreptul să desfășoare niciun fel de activitate, totul era bazat pe aparatură electronică, iar în momentul în care a rămas singură în acea policlinică, spital de zonă, după ce i-a făcut rezidențiat la municipal în București, și i-a venit un accident rutier, fata s-a comportat ca medicul român, cu mâinile goale și cu un minim de dotare medicală, a salvat viața unui om, iar dimineață când au venit medicii, au fost uimiți și chiar oripilați că a desfășurat astfel de activități neavând autorizație. Revenind după publicitate, aducem în discuție și un alt caz cutremurător, o supraviețuitoare a tragediei de la Colectiv, care a avut posibilitatea să meargă să continue tratamentul în Germania. Ce a spus medicul din Germania? Se fac intervenții cam ca pe front la noi. Este incredibil să vină cu astfel de cicatrici și este incredibil că încă se mai fac astfel de tratamente ca acum 50 de ani în România, cu niște alifii din astea dubioase. Vedem despre ce este vorba în câteva momente. Și tocmai pentru că vorbeam despre hibele din sistemul de sănătate din România, și cel privat și cel de stat, sunt dezvăluiri incredibile. Tot în această săptămână au apărut, la 3 ani după tragedia de la Colectiv, unde 64 de tineri au murit și alți 146 au fost răniți. Alexandra Furnea, supraviețuitoare a incendiului, povestește cum sunt îngrijiți pacienții iarși în spitalele din România. Ea se tratează la o clinică din Germania, iar medicul ei curant i-a spus că doar la pacienții veniți din zonele de conflict armat a mai văzut cicatrici ca ei. Alexandra Furnea, unul dintre supraviețuitorii tragediei de la Colectiv, a povestit pe pagina sa de Facebook despre experiența trăită după ce a fost salvată din infern. Tânăra a arătat cu lux de amănunte cum a fost tratată în spitalul din România, prin ce a trecut în perioada de convalescență, despre rănile infectate și acum despre cicatricile imense care îi acoperă trupul și care îi uimesc pe medicii străini. Trebuie să mărturisesc că sechelele dumneavoastră sunt cel puțin neobișnuite. De obicei, cu îngrijirile moderne din spital și cu profilaxia corespunzătoare, nu se ajunge la o fază atât de avansată de hipertrofie. Relatează Alexandra Furnea din discuția pe care a avut-o cu medicul din Germania și care i-a spus că astfel de cicatrici se întâlnesc doar în zonele de conflicte armate, unde pacienții au fost tratați cu improvizații și băi cu apă sărată.
Tânăra mai povestește și de infecțiile despre care a aflat că le-a luat din spital abia de curând, dintr-o scrisoare medicală în posesia căreia a intrat după extrem de multe demersuri. Pe fiecare pagină a scrisorii medicale scria lămurit: examen secreție, plagă pozitiv cu pseudomonas rezistent. M-am temut că spitalul din Germania va refuza să mă trateze îndată ce va vedea actele. Însă șeful secției de recuperare medicală mi-a acceptat dosarul și câteva săptămâni mai târziu, iată-mă înaintea lui. Sunt al patrulea pacient din grupul sosit din România în urma accidentului și toți am avut infecții nosocomiale. Alexandra mai povestește și despre băile de igienă din spital făcute fără anestezie, despre care niciun pacient de la spitalul din Germania nu auzise, deși își aduce aminte Alexandra Furnea, fostul ministru Nicolae Bănicioiu, declara în noiembrie 2015 că avem condiții ca în Germania. Mă trezesc plângând așa cum tot pățesc de câteva luni încoace. Câteodată visez incendiul, retrăiesc panica aceea îngrozitoare și senzația focului pe piele. Aud cum pleznesc ramele ochelarilor în timp ce se topește plasticul și urletele disperate ale celorlalți răniți, devenite în mod bizar șoapte în coșmarul meu. Alteori mai des visez saloanele spitalului în care am fost internată în România și mai ales băile în cada verde. Cât despre recuperarea de după externare, atunci când pleci din spital ești sfătuit să-ți dai cu niște creme și atât. Pleci fără compresive, fără produse speciale, handicapat, infectat și fără speranță. Nu avem spitale pentru arși. Medicii refuză în continuare transferul în străinătate în perioada acută, deși supraviețuirea rănitului depinde de asta. Nu avem recuperare pentru arși. Sistemul îi trimite acasă după 14 zile de fizioterapie. Nu avem îngrijire postacută pentru arși. Oamenii dezvoltă cicatrice bolnave și ulcere care devin în timp cancer. Nu avem nimic pentru arși. Au trecut 3 ani de la colectiv. Da, au trecut 3 ani de la colectiv și se pare că nu s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat nimic și chiar acum în pauză vă povesteam că mi-am adus aminte că eu tot critic sistemul de sănătate, să nu fiu greșit înțeles, n-am nimic cu medicii, dar cu sistemul de sănătate și modul în care le croit. Mi-aduceam aminte că acum 3 ani la colectiv, se împlinesc acum 3 ani, împreună cu niște prietene am luat și noi ce am putut, mâncare, sandvișuri, banane, apă și mai departe și am mers din spital în spital să ducem pentru aparținători, că nu puteam să ducem pentru bolnavi. Și în cele din urmă am ajuns la spitalul de aici. Și au ieșit niște jandarmi să ne trimită la plimbare, polițiști, nu știu ce erau ei, și o doctor zice, nu lăsați-i, zice, avem nevoie de banane și de apă. Întâmplarea era că aveam numai un portbagaj, atât mai aveam, un portbagaj de apă și pe la bancheta din spate, nu știu câte cutii cu banane. Și am început să le ducem și o țimte și acum pe doamna respectivă doctor, a început să plângă și să ne spună, nu avem apă să le dăm pacienților arși, ne trebuie apă microbiologic pură și noi nu avem apă să le dăm. Și pe urmă am ajuns acasă, făceam mai legat spitalul de arși. Spitalul de arși, dar nu aveau apă. Am ajuns acasă și am deschis la Antena 3 și ce am văzut? Am văzut pe domnul Bănicioiu cu domnul Arafat, spun că la noi e ca în Germania. Da, domnul ăsta Arafat, care acum vine și ne ține nouă lecții. Păi să vedem că e ca în Germania, că un medic din Germania spune că vin românii ca de pe front, cu niște cicatrici ca după război. E clar că e ca în Germania, nu? Of, este atât de dificil, iar problemele sunt atât de multe și de ample. Într-adevăr, sistemul sanitar e la pământ, ca de altfel toate sistemele din România. Politicienii au grijă doar de conflicte de interese între ei, iar soarta acestei țări, din nefericire, este într-o alunecare pe o pantă a cărui fund nu se vede. Poate că ar fi momentul să ne scuturăm cu toții și să ne apucăm să facem ceva, nu doar să stăm pe margine să criticăm. Nu, dar ideea este de competențe. Dacă eu am văzut spitalul militar, unde a fost operat președintele ieri, da? Am primit niște poze, da? Știți cum arată? Adică acolo vin soldați NATO, deci se poate. Cu ordine, cu disciplină, fără să se Doamna Tato, eu nu comparați sistemul militar cu sistemul civil. Atunci nu să introducem sistemul militar. Niciodată. Să suntem sistem militar, da? Ok, poate că ar fi o idee. Deci, dar ce trebuie să înțeleagă oamenii care se uită la noi? Vă spune fata unui doctor care 25 de ani a stat în spital și n-a avut concediu. Clinicieni, încă o dată vă spun, nu cu aparate, cu tomografe, clinicieni de școală veche, cum sunt în România, nu se găsesc nici în America, că am fost acum în America cu niște probleme. Așa este. Nici măcar în America. Examenul clinic, care se învăța cu, pe vremuri cu profesorul, cu școală, nu se mai face. Doamne, eu sunt convinsă că sunt și medici. În România
convinsă că sunt și oameni cu foarte bune intenții. Avem foarte buni, partea că avem un... că au cam ceea ce susține colegul meu, dublu coleg, avocat și coleg de platou, este mai mult decât real. Noi nu lăsăm oamenii, sau sistemul nu lasă oamenii să-și facă meseria de cele mai multe ori. Corect. Fac referire la sistemul public, pentru că la sistemul privat probabil interesele sunt altele, modul de abordare este cu totul altul, însă am cunoscut mulți medici, foarte mulți medici, știți că noi... care se plâng că nu au cu ce lucra. Aia și când vor să îmbunătățească, nu sunt lăsați așa să este. O facă. E adevărat și, din păcate, mobilizarea e vizibilă doar atunci când e vorba de niște șmecheri. Când e vorba de politicieni, imediat se mobilizează, imediat se poate face ceva. Avem un exemplu chiar de astăzi. Pentru un om obișnuit nu se mobilizează nimeni. Pentru doamna Dăncilă, bineînțeles, sunt niște doamne puse să facă o curățenie așa repede, că vine doamna prim-ministru, ca pe vremea lui Ceaușescu, așa ca acum un an și ceva la Pitești, când s-au dat peste cap copiii pentru doamna ministru. Oamenilor. Imediat au fost trimise niște tântici acolo să facă o curățenie imediat că vine. Cu mătura, care mătura nici măcar nu este bună, că te ridică microbi în aer. Absolut. S-a făcut. Se vopsesc și copacii dacă trebuie, nu? Și iarba, facem și iarba, un verde, iarba. Îi facem frumos, arată chiar dacă e toamnă. Asta e la Patriarhie de Sfântul Dumitru, nu? Azi. Astăzi? Azi dimineață s-a dus doamna prim-ministru s-a dus la slujbă și tocmai pentru că s-a dat informația asta că vine doamna prim-ministru, imediat au fost trimise niște doamne Irina, să facă pentru o că asta este concepția, pentru că asta vine este șeful. Gândirea poporului nostru. Nu facem curățenie pentru că trebuie să fie curat. Facem curățenie când vine cineva în vizită. Să nu care cu șeful, să vadă că e urât, da. E aceeași mobilizare ca la Sinfonia Lalelelor, dacă exact, vă aduceți aminte, cu acei copilași care au fost puși să se dea peste cap pe asfalt pentru tovarășele prezente. Cam asta e, că tovarășe, nu? Ei, oricum nu fac nimic, nu? Ca în anii 80. Doamna Dăncilă, oricum e acolo așa pe post de ficus, pe post de plântuță la Palatul Victoria, oricum nu are nicio părere pe proprie cu privire la ceva, nu mai vine cu hârtia, citește tot. Mai duce pape niște semințe de ceapă de la Buzău, mai stâlcește un pic limba română, că româna e greu. No, asta e guvernul României, cu domnul Andrușcă. Nu, asta e clasa politică a României. Nu, doamnă, nu e clasa asta politică. Asta este clasa politică a României. Și sunt reprezentant al Partidului Național Liberal aici în fața dumneavoastră și nu o să mă auziți că sunteți doamnei Gorghiu, ei, mai sunteți cărei datorăm, cărei datorăm ce se întâmplă astăzi în România. Vorbiți mine astăzi, lăsați-o pe doamna Gorghiu. A pus botul la alegeri dintr-un singur tur de scrutin și a legitimat această conducere care aruncă. Doamna Gorghiu, este... Citiți că în 2011... Deci doamna Gorghiu a mers mână în mână cu PSD-ul pentru alegeri dintr-un singur tur de scrutin. Deschideți, presa și stăți în eroare. 2011. Deci eu vă spun că eu citesc. Și eu eram în aceeași eroare ca dumneavoastră. Nu, am deschis doamna presa Gorghiu și a fost cea care a pus numărul la această conducere. Lăsați-mă cu liberalii. Nu știu acum ce s-o fi întâmplat, cine ce, da. Și domnul, cum a pus umărul, nu mai contează. Ministrul liberal, domnul Nicolaescu, ministrul liberal, fidel dumneavoastră, l-ați cocoloșit. El a pus bazele distrugerii sistemului medical. Nu putem să-l acuzăm fără dovezi. Revenim la publicitate, avem dita mai scandalul la un spital, la un liceu din București. E un scandal imens, un profesor, un personaj cunoscut, veți vedea, îi acuză pe elevi de tot felul de lucruri de la fix. Revenim așadar.